fost interesant. A fost un val de media care a explodat spre mine și nu știu, overwhelming toată situația despre momentul meu. Păi am vrut neapărat să... Eu am mai făcut niște momente pe YouTube înainte de manele la chitară și am zis de ce să nu fac asta și la televizor? De ce să nu fie amuzant și la televizor o chestie de genul manele rock combinat? Oricum în pandemie nu știu, pur și simplu a fost o idee venită din că am văzut pe internet că mai sunt oameni care făceau asta, mă rog, foarte puțin și am zis de ce nu. Aveam o chitară foarte veche, una de asta la care cânta toată lumea din familie, chestii de genul, și am vrut într-o zi să fac chitară. N-am văzut pe cineva că făcea chitară undeva sau nu știu. Pur și simplu, am început la un moment dat eu să vreau să mă interesez să fac instrumentul ăsta. Am făcut câțiva ani cu profesor și după aia singură. Mie îmi place să fiu realist, dar să nu îmi fac vise. Nu știu, n-am idee unde o să mă văd pe viitor. Muzica se schimbă, poți să găsești manele sau rock în absolut orice fel de gen de muzică. Nu e neapărat genul ăsta, poți să, nu știu, să iei o piesă pop, să o faci pe rip de manea, poți să iei o piesă rock, să o faci pe rip de manea, poți să iei o piesă de manele, să o faci pe rip de rock, de hip-hop, de lo-fi, de toate chestiile posibile. Nu, e mai mult o modă de reinterpretare decât o modă a genului, din punctul meu de vedere. Deși genul în sine, în momentul de față, ca și în trecut, sunt foarte ascultat. Ascult manele de, și la petreceri, și uneori în timpul liber, și când conduc, mai ascult manele, am și manele preferate. Unii se ascund de chestia asta, că bă, că nu zici că-ți plac manelele, că bă, că nu ascultam manele. Eu ascult și rock și manele în același timp, frumos. Aproape egal. Sunt stereotipuri, cum sunt stereotipuri și la muzica rock, că dacă ești rocker trebuie să ai părul lung, trebuie să poriți geacă de piele, haine negre, brățări, trebuie să te bați, să... Satana, de-astea. La fel și la manele e stereotipul băiatului cu E46, cu... nu știu cum să zic, care vrea să te abordeze. Dacă ești de sex feminin și dacă ești de sex masculin, vrea să te agreseze. Sunt stereotipuri. Mai ales nu mai spun stereotipurile de rasă. Astea sunt deja puse de toată lumea, cele mai mari stereotipuri posibile. Nu se supără nimeni că ascult și rock și manele, că ar fi stupid ca cineva să te judece pe, nu știu, pe faptul că îți plac mai multe genuri de muzică. De obicei, dacă spui, nu știu, ascult aia, nu știu, dai o listă de 20 de genuri muzicale că spui că le asculți, persoana care, cu care vorbești are o altă părere despre tine în față de, nu știu, un răspuns, ascult doar rock, doar asta ascult, doar asta vreau să ascult, nu vreau să ascult altceva. Dacă arăți că ești open-minded, ești dispus să încerci mai multe genuri, e ok. Adică eu așa văd totul foarte uman. Vă mulțumesc că m-ați susținut, vă mulțumesc că v-ați uitat la momentul meu, eu n-o să mă uit. Da, și nu mai știu.